Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit niște colăcei delicioși. Când eram eu studentă și soțul, noi luam așa un colăcel cu mac și cu un chifir și acesta era mâncarea noi pe toată ziua. Și de curând am adus aminte de ei și am spus că des să-i facem. Dar dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar noi ne uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Făină 1 kg, 700 ml lapte călduț, 50 ml ulei, 100 g zahăr sau puteți să adăugați și mai mult sau mai puțin, o linguriță de sare, 8 g drojdie uscată, 50 g mac și un ou pentru a unge colăceii noștri. Într-un bol adăugăm laptele călduț. Laptele trebuie să fie călduț, dar nu fierbinte și nici rece. La laptele călduț adăugăm zahărul, amestecăm puțin. După ce am amestecat puțin, adăugăm drojdia. Dacă aveți drojdie proaspătă, la această cantitate va trebui să adăugați 30 de grame de drojdie proaspătă. După ce am amestecat așa puțin, lăsăm pe 5 minute. Și vreau să vă mai spun că când amestecați drojdia sau aluatul, e de dorit să aveți o lingură de lemn. La mine a trecut 5 minute, priviți cum drojdia a început să-și facă efectul, înseamnă că este bună. Și vreau să vă mai spun că sare să nu adăugați odată cu drojdia. Eu adaug sarea odată cu făină. Lingurița o scoatem, nu mai avem nevoie. Și acum cernem făina aici, adăugăm și sarea. Și începem să frământăm. Eu frământ cu mânuțele, dar voi puteți și într-un robot de bucătărie să frământați. Când ataluatul este așa grămădit aproape tot, acum adăugăm uleiul și frământăm bine, bine cu ulei. Făină, vreau să vă spun că uneori poate să meargă mai mult, uneori mai puțin, că făina este diferită. Cred că am frământat în jur de 15 minute de când am adăugat uleiul. Puțin trebuie să ne obosim la acest aluat, dar rezultatul se merită. Acum îl punem pe masa de lucru și adăugăm macul. Priviți ce aluatul obține. Și acum adăugăm macul câte puțin și îl incorporăm bine în aluat. Adaug pe aluat puțin ulei și din nou mac și îl incorporăm. În sfârșit am terminat de incorporat și macul. Priviți ce aluat trebuie să obțineți. El, iată așa, nu trebuie să se ia de mână, dar totodată să fie moale, să nu-l bateți cu multă făină. Bolul ungem cu puțin ulei, punem aluatul în el, l-acoperim cu folie de plastic, cu un prosop și lăsăm pe 40 de minute pe o oră la crescut sau la dospit. La noi a trecut o oră, priviți cât de bine a crescut aluatul nostru. Este extraordinar. Punem pe masă de lucru aluatul. Îl plasez așa puțin cu mânuțele și apoi voi tăia, iată așa, și voi face biluțe. Facem iată așa biluțe, eu acum am să cântăresc și am să vă spun o biluță cât are. Eu voi împleti colăcel și în 3 și în 2. La mine biluța are 70 de grame. Dar dacă doriți, puteți să faceți la ochi. Și tot așa facem toate biluțele.
Eu am terminat să fac toate biluțele, la mine au ieșit 25 de biluțe, câte 72-74 de grame, pe care le-am făcut primele le iau și voi lucra cu ele, dar pe aceste lante le acoperim cu folie de plastic să nu se usuce. Și acum, pe fiecare biluță, vom întinde-o într-un șnur. Masa nu o ungem cu nimic, dacă doriți puteți o ungeți cu puțin ulei, numai nu făină. Eu am făcut așa două șnururi, lungimea este în jur de 30 de centimetri la ele și acum împletim în două. Și atașa obținem un colăcel și îl punem pe tavă. Tava să fie tapetată doar cu hârtie, nu ungem cu nimic. Acum voi împleti un colăcel în 3, deci am luat 3 biluțe și tot așa le facem în șnururi cu o lungime de aproximativ 30 de centimetri și împletim ca pe o gâțișoară. Tot așa facem toți colăceii noștri. Dacă doriți, puteți să împletiți numai în două, dacă doriți numai în trei, eu fac și în două și în trei. Acesta este ultimul colăcel și împletit de soțorul meu. Nu numai este. Asta e trei, l-am împletit, da? Cel mai frumos. Da, cel mai frumos, corect. Și la urmă, dintr-o biluță, soțul meu a făcut așa doi culubași. Câte am făcut pe toți, primii au crescut deja foarte bine. Eu ungem cu ou. După ce am uns cu ou, eu mai presor deasupra puțin mac, dar voi dacă doriți, presorați, dar dacă nu, nu. Și dăm la cuptor pe 20-25 minute la 180 de grade. Primii noștri colăcei sunt copți. Vreau să vă spun că este o aromă în casă. Îți vine acum cum ai scos să apuci și să mănânci. La noi a stat 22 de minute la 180 de grade. Îi las așa puțin să se răcorească, apoi scoatem de pe tavă și putem să mâncăm. Trebuie să-i puneți într-o tavă încăpătoare ca să se primească rotunzi, dar nu așa oval ca la noi. La mine s-au primit 6 colăcei așa împletiți în 3 și 3 împletiți în 2 și 2 culubași, dar deja nu mai sunt. Am să rup să vă arăt ce minunăție avem noi aici. Asta e extraordinar. Cât de pufoși sunt. Degustarea deja noi am făcut-o. Nu că am făcut-o, dar am mâncat. Iată atât au rămas. Câțiva colăcei s-au mâncat. Vreau să vă spun că sunt foarte delicioși, pufoși. Sunt extraordinari. Și vreau să vă spun că nu sunt foarte dulci. Dacă doriți, puteți să adăugați zahăr mai mult. Dacă doriți, puteți să mai adăugați și extract de vanilie în ei. Dar eu am vrut să-i fac gustul acela care îl țin minte când eram studentă.
Eu vă recomand și vouă această rețetă de colăcei, dar noi am ajuns la sfârșitul și acestei rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram și desigur că rețeta o găsiți înscris pe website-ul nostru. Dar eu vă sunt de curând și ne vedem la o nouă rețetă!